Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru miercuri 20 ianuarie. După cum v-am obișnuit, de fiecare dată când soarele schimbă semnul zodiacal și eu schimb setul de cărți de tarot pe care îl folosesc în etalările zilnice, o să folosesc acest tarot magic nordic și în această lună, în următoarele 30 de zile, o să explorăm miturile vikingilor în etalările zilnice de tarot. Sper să vă placă, acest set este foarte interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult, m-a atras foarte mult pentru zodia vărsătorului. Și acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem. Interesant, avem doi cavaleri și o arcană majoră. Cavalerul de cupe, cavalerul de săbii și luna. Hai să vedem cum o să ne influențeze fiecare din aceste trei cărți. Să începem pe partea de dragoste cu cavalerul de cupe, visătorul setului de tarot. O carte foarte frumoasă care a apărut aici pe partea de dragoste, de relații, de sentimente și emoții. Pentru cei singuri, cavalerul de cupe vine cu o nouă ofertă în dragoste, s-ar putea să întâlniți pe cineva nou, cineva foarte entuziasmat, care vă promite luna de pe cer. Pentru domnișoare o să fie așa ca un cavaler pe cal alb care vine să vă salveze din monotonia de zi de zi. Pentru domni poate să fie acea Ileana Cosânzeana pe care o tot visați și pe care puteți să o întâlniți în această zi. În orice caz, pentru toată lumea, mare atenție aici, pentru că acest visător, acest cavaler de cupe s-ar putea să promită mai mult decât poate să vă și dea în realitate. Nu zic că nu e posibilă o relație foarte frumoasă de dragoste aici, dar trebuie testate intențiile acestui cavaler, intențiile acestui visător. Pentru că acest visător are tendința să se piardă în lumea sa interioară, în toate iluziile și toate visele, toate planurile pe care și le face și trebuie ajutat sau ajutată ca să le și implementeze, să le pună în aplicare. Pentru cei care sunteți deja în relații stabile, cavalerul de cupe vine cu un mesaj foarte frumos pentru voi, o zi în care puteți să visați alături de partenerul sau partenera voastră. O zi foarte boemă, foarte relaxată în planul emoțiilor și al sentimentelor, în care cei doi parteneri sunt ca acești doi munți din fundal, uniți de un curcubeu, uniți de sentimente plăcute, de experiențe plăcute, de dragoste și armonie. Mesajul pentru toată lumea, fie că sunteți singuri sau sunteți în relații, este să profitați de energia acestei zile. Este o energie foarte bună, cu foarte multă susținere și foarte mult potențial pozitiv pe partea de dragoste. E o zi în care toate visele voastre poate să devină realitate, dar trebuie să și aveți grijă să nu vă pierdeți în lumea viselor, cum este acest cavaler de cupe, și să nu ignorați toate semnalele de alarmă, cum este acest urs polar de aici în fundal, îl vedeți? Ei, cavalerul ăsta de cupe, dacă se pierde prea mult în visele și în emoțiile sale, riscă să fie mâncat de acest urs polar. Potențial este, dar trebuie să fiți și cu capul pe umeri. Tot potențialul din lume se poate risipi într-o secundă dacă nu acționați în această direcție. E o zi în care aveți susținere de la univers, atât cei singuri, cât și cei aflați în relații, dar trebuie să profitați de această susținere, să profitați de această energie. Nu este suficient doar să lăsați ofertele, oportunitățile să treacă pe lângă voi. Pe partea de sănătate avem aici un alt cavaler. Cavalerul de săbii, care vine cu un mesaj de spontaneitate. Mare atenție pentru că energia din spatele acestui cavaler este destul de instabilă, de imatură și de schimbătoare. Pe partea de sănătate avem aici un alt cavaler, cavalerul de săbii, care vine cu un mesaj de spontaneitate, dar și cu riscul de instabilitate, imaturitate și ignoranță. Este foarte important cu acest cavaler de săbii să analizați lucrurile foarte atent.
să vă asigurați că înțelegeți lucrurile pe deplin. Dacă astăzi mergeți la medic și primiți un tratament, pentru orice ar fi, că e o boală foarte grea sau că e o boală ușoară, asigurați-vă că puneți toate întrebările, că vă clarificați toate nelămuririle. Dacă primiți un tratament, asigurați-vă că știți exact câte pastile trebuie să luați, la ce intervale de timp trebuie să le luați, cu mâncare, fără mâncare, cu lichide, fără lichide. Asigurați-vă că înțelegeți absolut toate datele problemei. Puneți aceeași întrebare de 10 ori până când primiți un răspuns pe care îl pricepeți, pe care îl înțelegeți. Este foarte, foarte important să nu cădeți în capcana acestui cavaler de săbii, în riscurile din spatele acestei cărți. Atunci când nu știți ceva, întrebați. Dar nu întrebați vecinul, vecina, familia, oameni care nu sunt experți. Întrebați un expert, întrebați o persoană care poate să vă dea o părere avizată. Cavalerul de săbii vine și cu răsturnări de situație, da? E posibil să aveți o zi foarte frumoasă, să vi se ușureze simptomele bolii voastre și dintr-o dată, la un moment, în această zi, lucrurile să se schimbe cu 180 de grade și dintr-o dată să vă simțiți rău, fără să vă puteți explica de ce, ce s-a întâmplat și care sunt cauzele. Cauza este acest cavaler de săbii, această energie foarte schimbătoare și soluția vine tot din acest cavaler de săbii. Ce înseamnă asta? Foarte simplu. Pentru o parte dintre voi, soluția este să vă uitați din nou la rețeta pe care v-a dat-o medicul. Oare ați luat medicamentele exact așa cum spune acolo, în ordinea în care trebuie, la intervalele orare care trebuie? Citiți de 2-3 ori ca să vă asigurați că ați respectat toate instrucțiunile. Pentru o parte dintre voi, soluția este să citiți toată lista de ingrediente a medicamentelor pe care le luați. Poate că acolo o să descoperiți ceva la care sunteți alergic sau care interferează cu o altă substanță dintr-un alt medicament pe care îl luați. Pentru o parte dintre voi, soluția va fi să vă calmați, să vă relaxați, să nu vă stresați, să nu vă certați cu nimeni, mai ales cu familia. Pentru că stresul poate să fie triggerul care vă cauzează această criză, această problemă în sănătate. Depinde de problema fiecăruia, în funcție de problema cu care vă loviți și soluția va fi diferită, dar clar vine din energia acestei cărți de săbii, din înțelegerea deplină a problemei. Atunci când reușiți să înțelegeți intelectual, cerebral, care este problema, o să puteți să găsiți și soluția ideală pentru voi. Nu vă faceți griji, este doar o energie trecătoare, mâine sperăm să fie mai bine. Și acum hai să vedem pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem o arcană majoră, Luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor și care în acest set de cărți vine cu un mesaj de iluzii. Aici trebuie să fiți foarte atenți pentru că anumite lucruri vă sunt ascunse. Sunt anumite date ale problemei aici pe care încă nu le cunoașteți, sunt anumite lucruri care încă n-au ieșit la iveală, o să iasă la iveală în zilele următoare și de-abia atunci veți putea să luați o decizie informată și să treceți mai departe. În această poză avem aici acești doi lupi care se uită către lună și o studiază foarte atent, dar oricât de mult s-ar uita la lună, luna tot timpul o să aibă o față care este ascunsă față de pământ, pe care nu o putem vedea niciodată. Mesajul cărții este să vă conectați cu acest rac de aici din imagine, care ce simbolizează? Simbolizează euul vostru interior, simbolizează intuiția voastră. Noi de pe pământ nu o să putem niciodată să vedem fața ascunsă a lunii, dar o putem intui, o putem desluși prin vise, prin sincronicități, prin semne care ne apar în viața de zi cu zi. Pentru toată lumea e foarte important aici să vă ascultați intuiția, pe cât posibil încercați să amânați orice decizie importantă în planul financiar, în afaceri, în carieră, pe zilele următoare, dacă se poate chiar pe săptămâna următoare, pentru că aici această arcană majoră, luna, ne arată că nu cunoașteți toate datele problemei. Sunt unele lucruri care vă sunt ascunse, sunt unele lucruri pe care n-aveți cum să le cunoașteți acum.
E posibil ca în jurul fazei de lună plină din 28 ianuarie, da? Când o să avem luna plină în Leu, de-abia atunci să aflați anumite informații care să vă clarifice situația de bani, afaceri, carieră cu care vă confruntați astăzi. Aveți răbdare, pe cât posibil încercați să amânați orice decizie importantă, nu amânați foarte mult pentru că iarăși după 30 ianuarie o să avem faza de Mercur retrograd, dar câteva zile înainte, pe 28, cred că luna plină din 28 o să vă ajute foarte mult să vă clarificați anumite probleme, anumite întrebări de care vă loviți astăzi. Bun, și înainte să finalizăm etalarea, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, vreau să vă readuc aminte că mai avem foarte puțin timp până când Mercur o să intre în etapa sa de retrogradare. Dacă vreți să știți cum să vă pregătiți pentru etapa aceasta de retrogradare a lui Mercur, prima retrogradare din anul 2021, pentru că în total o să retrogradeze de 3 ori în acest an, dacă vreți să știți cum să vă pregătiți, cum să vă folosiți de această etapă în favoarea voastră, uitați-vă la etalările lunare care le-am pus la începutul lunii ianuarie, pentru că acolo în analiza astrologică, în horoscopul lunii, spun pentru fiecare zodie în parte cum puteți să profitați de acest ciclu al lui Mercur în favoarea voastră. Dacă n-ați văzut încă videourile, le găsiți aici în colțul din dreapta sus, sunt făcute pe fiecare zodie în parte și durează aproximativ 30 de minute. Dacă nu vreți să vedeți toată etalarea, vreți să vedeți doar efectiv partea în care fac horoscopul pentru zodia voastră, găsiți în descrierea videoului exact momentul de timp la care vorbesc despre aspectele astrologice și cum o să vă afecteze. Acum hai să scoatem o carte pentru această zi. Mesajul este: tot ceea ce fac reprezintă alegeri. Sunt acum atent la ceea ce spun. Nu spun nimic care nu vreau să devină un fapt real pentru mine. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de miercuri, prima zi în care soarele se află integral în zodia vărsătorului și cu această ocazie de acum până în 18 februarie o să avem 4 planete în vărsător: Soarele, Mercur, Saturn și Jupiter. Să fie o perioadă foarte interesantă, una dintre cele mai încărcate perioade ale acestui an din punct de vedere energetic, din punct de vedere astral. Nu e cazul să ne speriem de această încărcare, pentru că atunci când planetele se comasează într-o anumită zodie, într-o anumită parte a zodiacului, ne dau și posibilitatea de a acționa în acea zonă, de a face niște schimbări care sunt absolut necesare pentru noi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!